Vreau că în continuare să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 7 la 11. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 7 la 11. Vreau să întreb, ești cineva în sală care încă nu s-a împăcat cu Domnul Iisus Hristos, care încă nu l-a primit, n-a avut experiența nașterii din nou, să ridice mâna sus, ca să știu cu cine vorbesc. Nu este, da? E foarte bine, dar pe deoparte și nu e prea bine. Eu m-am așteptat ca să fie oameni care încă nu s-au împăcat cu Domnul Iisus Hristos, dar cred că dintre acest mesaj are și să vorbească fiecare a Duhului Dumnezeu. Spune așa Domnul Iisus Hristos. De fapt, hai să luăm de la 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Amin. Ceasul este drept? Așa, bun. La noi nu prea este drept acolo și ne bucurăm. Haideți să cucetăm la Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce are să ne spună și pentru ziua de astăzi. Vedem că Domnul Iisus Hristos era la sfârșitul lucrării sale pe acest pământ și era cu ucenicii și El le spune ucenicilor ceea ce ei nu prevroiau să audă. Le spune că El trebuie să plece, El trebuie să meargă la Tatăl. Ucenicii, de fapt, se așteptau leacă altfel lucrurile să decurgă. Se așteptau și la cei împărăția lui David, care se așteptau și toți ceilalți evrei. Au văzut doar minunile cum Domnul Iisus Hristos are putere asupra morții, învie morții. Au văzut minuni cum Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinea, înmulțește peștele. Au un astfel împărat, își doreau toți atunci. Și ucenicii cam erau și tot dintre aceeași categorie de oameni. Și vedem când Domnul Iisus Hristos le spune că eu vă trebuie să merg la Tatăl, vă este de folos. Vedem că Domnul Iisus Hristos le spune că arată că erau foarte întristați și atât de întristată era inima ucenicilor că spune că nici nu-l întreabă unde să duce. Când așa nu duce o conversație fără emoții, atunci ești receptiv, ți-o spus, ai dat o întrebare, ai primit un răspuns, dar ei stăteau într-un fel parcă plouați așa cumva. Domnul Iisus Hristos le spune lucrurile astea, dar ei stau și nici nu întreabă măcar unde să duce. Și Domnul Iisus Hristos le spune, nici măcar nu mă întrebați unde mă duc. Vreau să tragem atenția de la versetul 7 în continuare, spune că El se duce, dar nu îi lasă singur. Spune că este... Nu, eu am greșit. Le spune că lor le este de folos, că El dacă merge acolo sus la Tatăl, le va trimite pe un mângâietor, care este Duhul Sfânt. Și vreau ca în mesajul care cred să mă călăuzească Duhul Dumnezeu în continuare, să vedem care era scopul venirii Duhului Sfânt pe acest pământ. E clar că n-a să reușim noi în 15 minute să acoperim toate textele care vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică, lucrarea Duhului Sfânt în lume, dar într-o parte cred că să reușim. Dar mai întâi de toate vedem că Domnul Iisus Hristos îl numește pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Și nu este tradus aici Duhul Sfânt, dar este Mângâietorul. Și bineînțelegem că se referă la Duhul lui Dumnezeu. Și mai fac și eu așa, avem la dispoziție internetul și mai ușor cu greaca mă, că altă vreme, frate, trebuie să studieze mult, trebuie să termine școală. Dar mai e simplu, deschizi internetul, ce înseamnă Mângâietorul în limba greacă și acolo scrie, eu tot nu prea țin minte, dar un nume, dacă mi-e greu, îl asociez cu alt nume care mie mi-e așa și eu îi spun, el spune paracletos, deodată mi-aduce aminte de poreclă. Dacă uit cuvânt cum se numește mângâitorul în limba greacă, mi-aduc aminte de poreclă și dacă la poreclă, paracletos. Paracletos înseamnă mângâitor și nu doar atât. În limbajul nostru acolo mai vorbește că este apărător în nevoie. Apărător în nevoie și în limbajul nou mai modern s-ar spune că ar fi ca un advocat.
Un avocat, atunci când ești în încercare, atunci când ești în probleme, atunci vine avocatul. Când, ce funcție are avocatul ca tare? El e doar pe la instanța de judecată, doar pe la procurator pe acolo, cu toate că nu este procurator, nu este procuror, dar este cel care stă împreună cu cine? Cu acuzatul și caută ca să îl îndreptățească, aduce dovezi, aduce informații, ca să scoată nevinovat. Și Duhul Sfânt în traducere este ca un advocat pentru ucenici, pentru cei care urmează pe Domnul Iisus Hristos. Și noi toți, toată biserica și Buna Vestire și toate biserici evanghelice, eu cred că toți credem că Dumnezeu este Trinitate. Noi credem așa cum s-a descoperit Dumnezeu prin Scripturi. Credem în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Și interesant lucru că acest mângâietor, Duhul Sfânt face parte din Tatăl. Domnul Iisus Hristos îi sunt tot trei în una bine încheiat. Și Dumnezeu spune în Biblia că este dragoste. Și m-a întrebat și eu, cum poate să fie Dumnezeu dragoste dacă nu ar fi și mângâietor? Că dragoste adevărată mângâie. Dragoste adevărată nu este doar o disciplină strictă, nu doar sunt niște reguli restricte, care nimeni nu trebuie să le încalce, nu este doar o dorință de a cunoaște mai mult, de a avea multe informații, de a cunoaște ceea ce n-ai știut, dar este de ce de a fi și un mângâietor. Și vedem că Domnul Iisus Hristos, când a trebuit, a mângâiat, Dumnezeu în Vechiul Testament a mângâiat și Duhul lui Dumnezeu, la fel, este mângâietor, fiindcă este dragostea lui Dumnezeu și ucenicii lui, biserica, tot trebuie să fie un mângâietor. Dar puțin spune despre mângâitor aici, vedem că din versetul 8, parcă Domnul Iisus Hristos schimbă o leacă lucrurile. O leacă parcă le inversează. Și în data din versetul 8, vedem că spune așa, și când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Parcă vedem până acum vine unul care pentru om, care apără omul, care om când este nevoie, el stă în spărtură, îl ajută, îl îndreptățește, este ca un avocat pentru apărarea omului. Și vedem aici, în data, vine în calitate de ce? De judecător, judecător care acuză, care acuză, care are dovezi ca să te acuze, să arăt vinovăția ta. Și dacă am spus-o, dacă vrem să vorbim așa, la început, dacă a venit Duhul Sfânt ca un mângâietor, ca un advocat pentru apărare, vedem că din versetul 8, Domnul Iisus Hristos va veni și ca un procuror pentru acuzare, așa? Vine ca un acuzator, în calitate de acuzator. Dar interesant lucru vedem aici din Biblie, că va veni nu pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos ca și judecător, ci va veni pentru cine? Va veni pentru lume, va veni pentru lume, pentru ucenici vine ca apărător, vine ca mângâietor. Și noi foarte bine dăm seama de lucrarea Duhului Sfânt care este în viețile noastre. Atunci când ne rugăm, cum ne ajută în rugăciune, când vin ispitele, cum ne trece prin ispite, de fapt El ne dă puterea asupra păcatului. Stăteam și mă gândeam, cugetam la un verset și mai multe ori cugetam la verset, cel acolo spune în Biblie că noi va trebui să dăm socoteală de orice cuvânt nefolositor care l-am pronunțat vreodată. Orice cuvânt care nu a adus sare, care nu a adus har, care nu a fost pentru zidirea celor care l-au ascultat. Un cuvânt așa spus pe alătre. Și noi va trebui să dăm socoteală. Și mă uitam, zic, Doamne, cel tot puternic, cel care ții totul prin brațul tău puternic, eu un om, eu Andrei, ca o fărmătură, ca un praf de colp de pământ, eu să dau socoteală în fața ta, Doamne, cine sunt eu ca să dau socoteală? Cum să dau eu socoteală? Eu am uitat ce am spus ieri, eu am uitat ce am spus cu un an în urmă, dar ce am spus cu 4 ani în urmă. Și mă bucur mult că l-avem pe acesta Duhul Sfânt, care este un mângâietor, care la vreme potrivită, dacă am greșit, ne aduce aminte ca să ne pocăim, să ne cerem iertare, să nu mai facem așa, dar El este acela care va sta ca un avocat în fața lui Dumnezeu, când vom fi în fața Lui și va pleda pentru noi, va vorbi pentru noi, va lua apărarea. Haideți să vedem acele trei puncte cu care spune Domnul Iisus Hristos că va judeca, va dovedi lumea vinovată în ce privește. Primul lucru, vedem că din trei, primul este păcatul. În ce privește păcatul? Și versetul 9 spune că în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Acum, cineva ar spune, păi versetul este foarte bun, mesajul e foarte bun, dar nu e pentru noi, noi suntem o țară sau un stat religios, creștin. Mi-aduc aminte tot cineva din rudele mele, nu vreau să-i spun, tot îmi spunea, eu îi spuneam, prin rând, trebuie să mergem în sat, uite, chiar dacă oamenii s-au cot creștini, dar uite cum trăiesc, în curvii, în beții, în desfrut, trebuie de mergi la oameni, de spus Evanghelia. Spus, dacă ești așa, mă spun în ghilimele, nu pronunț, dacă ești așa, du-te la musulmani, du-te la budiști,
du-te la hinduși, du-te în țările și alea care sunt păgâni și ca oștul și doar tot populația noastră din Republica Moldova este încreștinată, nu mai au nevoie. Aceeași informație când am fost luna trecută la Anglia și am fost la botezul fratele meu Ion, la fel am avut niște discuții cu cineva de religie catolică și la fel tot așa a spus, n-are sens în Anglia să spui despre Domnul Iisus Hristos sau n-are sens să spui în Moldova sau în România. Trebuie acolo, la musulmani, trebuie la hinduși, trebuie acolo. Dar păcatele astea grosolane care le face întreaga omenire, mă uitam astăzi dimineață în statistica asta care o spun cei care emlă cu recensământ, și pe noi pe la poartă, au fost, au întrebat mai mult și pe lângă altele au întrebat și ce credință aveți, ce religii sunteți. Și m-am uitat acolo în jur de 96-97% din locuitorii Republicii Moldova se declară creștini. E clar că cei mai mulți creștini ortodoxi, apoi baptiști, subotiști și apoi pentecostali și mai sunt încă niște minorități pe lângă atei care sunt tare puțin și ei. Deci că te uita așa la o țară cu 97% de creștinism, că mai are sens... Mai are sens să ridici misionari, să-i trimezi într-un sat, dacă toți acolo au cruce, toți cred, toți. Dar vedem că Duhul lui Dumnezeu vine să arate lumii că este vinovată în ce privește păcatul din cauza că ei nu că fumează, nu că curvesc, nu că beau, dar din cauza că nu cred în Domnul Iisus Hristos. Pentru că omul când crede în Domnul Hristos în toată lumea, astea nu mai sunt, așa? Au fost la noi, dar nu mai sunt. S-au dus în mare uitări, le-a uitat și Domnul Iisus, ne-am uitat și noi. Și nu le mai predicăm, nu le mai facem. Duhul Sfânt vine aici. Vine ca să dovedească lumea că este vinovată în ce privește păcatul că ei nu cred în Domnul Iisus Hristos. Apoi, vedem a doilea lucru în ce privește neprihănirea, versetul 10 spune, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Și interesant lucru, cum poate lumea să fie judecată sau să fie dus la înțeles, uite, la cunoștința asta, că este vinovată față de Dumnezeu, față de Domnul Iisus Hristos, că ei nu trăiesc în neprihănire. Fiindcă Domnul Iisus Hristos mai este aici. Este Mângâietorul, este Duhul lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos deja de 2000 de ani este dus unii. Este dus la cer, este acolo cu Tatăl, este la dreapta Tatălui. Cum dacă ei nu-L văd pe Domnul Iisus Hristos? Că Domnul Iisus Hristos când era printre oameni, parcă îl dădea cu sare în ochi, așa, când îl vestea împărăția lui Dumnezeu, când îi spunea să lese, du-te și nu mai păcătui, când vorbea, deci parcă îl dădea cu sare în ochi, erau gata să-l omoare. Și îi spune, cum așa, că noi suntem fiii lui Avram? Și Domnul Iisus le spune, păi dacă ați fi fiii lui Avram, îți face fapte lui Avram, așa? Voi vreți să mă omorâți, voi sunteți fii dracului, fii diavolului. Și uitați, oameni care pretind a fi creștini sau oameni care pretind a fi religioși, care au o relație bună cu Dumnezeu, dar din cauza urii care o au, din cauza felului cum se comportă, ei nu arată deloc, ei sunt ceea ce ar trebui să fie. Și dacă ne-am pornit de aici, dacă nu este Domnul Iisus Hristos, unde pot vedea oamenii din jur, unde pot vedea neprihănirea? Unde? Când Mângâietorul l-a trimis la cine? L-a trimis, vouă vi-l voi trimite, vouă la ucenici. Și venind la voi, ești ștafeta asta care a dus-o Domnul Iisus Hristos pe pământ, ești ștafeta mântuirii care a dus-o, când s-a dus acolo sus la Tatăl, a încredințat-o cui? A dat-o Domnul, a dat-o Duhului Sfânt ca să o ducă El mai departe. Și Duhul Sfânt când a venit înapoi pe pământ în ziua cincizecimii, nu a venit la niște statuieci de piatră, nu a venit la niște animale, nu a venit la niște obiecte și așa mai departe, dar a venit la cine? La urmașii Domnului Iisus Hristos, la cei care au crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos. Aici vine Duhul lui Dumnezeu și a venit la biserică și eștafeta o duce Duhul Sfânt împreună cu cine? Cu biserica, nu îngerii, nu altcineva, eștafeta asta a mântuirii, a vestii este a împărăției lui Dumnezeu, că este aproape și vine. Tot mesajul Bibliei a dragostei lui Dumnezeu trebuie să-l ducă biserica împreună cu Duhul lui Dumnezeu, altfel nu se primește. Dacă suntem fără Duhul lui Dumnezeu, facem ucenici, dar nu a Domnului Iisus, îi facem ai noștri. Și Duhul Sfânt nu se duce la lucru fără biserică, fără oameni, merg împreună, sunt una. Advocatul și cu îndreptățitul, merg împreună, merg înainte. Și mă întrebam și eu dacă biserica asta are rolul ăsta de a dovedi lumea că este vinovată în ce privește neprihănirea, că Domnul Iisus Hristos și nu-L mai văd, atunci dacă cineva din biserică trăiește în păcat, oare poate să mai dovedească lumea că este vinovată în ce privește neprihănirea?
Oare mai este posibil că într-o biserică este păcat și nu este tratat păcatul și vine ca o gangrenă, nu se ia atitudine, unu, doi, să mă lipsesc și biserica ce poate sunt 20, 15 și extraordinar, oameni excelenți, oameni ai Evangheliei, dar vă 4-5 sunt de ăștia care trăiesc în păcat, au două fețe. Și interesant, am observat pe la sate că oamenii nu se uită la ceilalți 15, nu se uită la ceilalți 16, poate să fie și 100, dar se uită la ăsta unul, dacă unul nu mai este, gata, asociază pe toți așa din biserică așa. Toți, înseamnă că toți așa, lasă că l-am văzut pe voastră. E așa înseamnă să sunteți. Dacă mai spui că ești baptist, înseamnă că tăți baptiști din Moldova, așa, tăți din întreaga lume, un ar fi, înseamnă că ești așa. Deci oamenii se uită la asta. Deci cât de important vedem aici ca biserica să trăiască în neprihăniri. Ca astfel poate să vadă oamenii la noi. Dacă vă veți iubi unii pe alții, lumea vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Dar când te iubești, asta cuprinde mult. Și iertare, și îngăduială, și dragoste de a oferi, de a ajuta, de a sprijini, de a merge, de a simți împreună cu fratele, cu sora, când îi necazi, de a ajuta, când îi bucurii, bucuri-te cu dânsul. Toată dragostea asta care este, când este între frați, între sorori, păi atunci așa oamenii, băi, ăștia sunt ucenicii. Asta nu este organizație, asta nu este altceva. Asta este biserica lui Iisus Hristos, că aici este dragoste, ce am văzut unii ceva, altceva în altă parte n-am văzut. Așa ceva în altă parte n-am văzut, doar în biserica asta sau cu toare am văzut așa ceva. Deci e foarte important ca biserica să trăiască în neprihănire. Și jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Domnului Iisus Hristos a fost curs, a găsit vină Domnul Iisus Hristos că l-a răstignit. Sânge nevinovat, sânge neprihănit. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost neprihănită, fiindcă prin învierea Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Hristos a fost o aprobare că jertfa a fost primită. Că Domnul, nimeni nu m-a înviat, doar Domnul Iisus Hristos a avut așa o înviere glorioasă și s-a dat de înțeles că jertfa la Tatăl care era nevoie pentru ridicarea păcatului lumii a fost primită, că Iisus Hristos a înviat și El a trăit în neprihănire și noi trebuie să trăim în neprihănire. Mai departe vedem că în ce privește judecata, versetul 11, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Vedem din Scripturi că stăpânitorul lumii acesteia, vedem că lumea zace în cel rău. Și de la început vedem că este vrăjmășie, este conflict între cine? Între Dumnezeu și Satan, între Satan și diavol, între Dumnezeu și diavol. Este conflict. Și cineva îi spunea altcuiva că trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Și l-a spus, dar pentru ce să mă împac cu Dumnezeu? Eu nu m-am sfătit niciodată cu Dumnezeu. Dar e interesant că Biblia întotdeauna are ce-ți spune, are ce-ți spune și nu te lasă ca să socoți nesărac în Duh. Vrea ca să socoți sărac în Duh, să-ți vezi nevoie de Dumnezeu permanență. Și Iacov spune că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă tu ai atitudinea lumii, dacă tu trăiești ca cei din lume, chiar dacă vii la biserică, chiar dacă nu știu alte lucruri le faci, dacă tu trăiești ca cei din lume, tu nu ești biserică. Tu nu ai Duhul lui Dumnezeu. Tu ai de stăpân pe cine? Pe cel rău. Fiindcă prietenia cu lumea vrăjmășie cu Dumnezeu și în categoria asta vii și tu. Satana este vrăjmaș cu Dumnezeu și toți urmașii lui, din ceata lui, din gașca lui, care trăiesc după, cum spune Pavel, ei se meară când nu mergeți la același potop de desfrâu care mergeți odinioară împreună cu ei. După mersul Domnul Văzduhului care lucrează în fine ascultării. Dar Duhul Dumnezeu vrea să ne scoate și ne-o scoși, slăviți fie Dumnezeu din poziția asta de fie ai mânii, de fie neascultări, în poziție de fie moștenitori, moștenitori ai cerului, moștenitori împreună cu Domnul Iisus Hristos, Biserica Domnului Iisus. Slăviți să fie Dumnezeu și bucurii fieților tuturor care au Duhul lui Dumnezeu, care au crezut și au primit această pecete a răscumpărării, această arvune a răscumpărării noastre. Mi-aduc aminte, în începutul viața mea de credință, eram și eu așa, mai, nu știu cum, parcă deodată prin lege am primit-o, ca în lege, strict, pantaloni de ăștia n-aveam, spre strânși, o leacă largi, perei de papuci, o 4 ani am purtat. O scurtă roșie, acum lucrez pe afară, la vreme zăpadă, asta era cea mai bună, cu toate că nu era bună și atunci, dar așa, un fel, am înțeles, trebuie să fiu smerit, trebuie să fiu cu sacul în cap, așa am înțeles eu și era bine la moment, celălalt că altfel nu se putea, așa era bine pentru mine. Dar trăim și o viață în sfințenie, neprihănire, cu soția mea, eram abia căsătorit, primul copil, mă storiam să fiu cinstit în toate lucrurile. Și un fost coleg de-a meu, fost vecin de-a meu, s-a apropiat de mine într-o zi și a venit, băi Andrei, mi-mi place cum trăiești tu. Acum, da, ei șereau înainte sfaturi la mine, la nebunii. Cum poți tu așa? Cum tu poți așa? Uite, tu ai numai o singură femeie. Cum și chelavești una și alta?
Cum poți tu așa? Cum chiar la discotecă, chiar la discobar, chiar deloc, chiar nimic, nici... Măi, nu mi-e nici greață de toate acestea, băi. De când am crezut în Domnul Hristos, Domnul mi-a dat o greață de toate acestea și caut să slujesc pe Dumnezeu. Și vezi că o fac. Și El o schimbă și de tine, dar eu n-aș putea, eu nu pot. Zic, băi, nici eu nu pot, măi, Duhul Dumnezeu care l-am primit, așa la poate, așa mi-a dat puterea spre păcăl. Eu nu pot, nici eu. Duhul Dumnezeu face lucrarea asta în mine. O zic, nu știu cum îmi place tine, dar eu nu pot. Și uite așa au mers că nu pot, este fiindcă i-a plăcut păcatul, fiindcă i-a plăcut păcatul, a mers în continuare și în... părere de rău, în sfârșitul anului 2017, luna decembrie, în ziua când am nimerit în accident cu fratele Tudor, chiar în ziua aceea, noi am fost salvați ca prin minune, dar el tresne din partea Domnului, cum aș spune, eu plesnit o vână sau mădva asta care e la coloana vertebrală la gât și a fost moarte foarte rapidă. În sănătos, un, ca doi de alimini, zdrav, un frumos bărbat, 26 de ani, și a plecat. Nu a putut. Dar nimeni nu poate. Duhul Dumnezeu, Mângâitorul ăsta, când vine, este ne dă putere ca să putem și trăim o viață de biruință asupra păcatului și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea, poate că pentru cineva de aici este. N-ați ridicat mâna nimeni? Ți-ai schimbat stăpânul? Ți-ai schimbat stăpânul? Dacă ți-ai schimbat stăpânul, trăiești după învățătura noului stăpân? Chiar trăiești după așa cum te învață Domnul Iisus Hristos, chiar ți-e dragă Evanghelia, chiar ți-e dragă lucrarea, poate o faci cu silă, poate nu știu cum, ți-e dragă de ce, arzi de dor, dacă arzi de dor de a face lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează. Ce alegem noi, ce binecuvântează Dumnezeu ca creștini? Domnul Iisus Hristos spune că ce veți cere, ce veți căpăta. Ce veți cere în numele meu de la Tatăl veți căpăta. Veți aduce mult roadă, roada voastră va rămâne. Cu bucurie faci lucrarea. Cum mergi viața ta de creștin? Dacă încă nu ți-ai schimbat stăpânul, azi e o zi foarte potrivită. O zi foarte interesantă. Mi-ai să aduce aminte că în luna martie, o nisă așa de tare și atunci zăpada cea albă a dus și neprihănirea peste mine. Am crezut în Domnul Iisus Hristos și am fost curățit de orice patimă, de orice păcat. Am fost eliberat și am fost născut din nou. Spune că, cred că asta și închei, vremea lui Lincoln când era abolită sclavia. Când erau eliberați toți sclavii, de la țară, undeva dintr-un sat îndepărtat, a venit un sclav, deja era luni de zile când era abolit acest decret, a venit la magazin, la oraș. A intrat în magazin și începe, stăpânul meu mi-a spus, cumpăra asta, stăpânul meu mi-a spus, îmi dai asta, stăpânul meu mi-a spus, îmi dai și aia, și aia, și aia la alt, dar este vânzător, să-ți uită tot. Care-i stăpân, măi? Ce fel de stăpân vorbești tu? Cum așa, ce nu vezi? Era de culoare. Eu sunt sclavul de pe Moșe Cutare, a Domnului Cutare, a spus numele patronului și așa mai departe. Cum, măi, ce fel de sclav ești tu, ce fel de moșier, ce fel de stăpân tu vorbești, că a fost abolită sclavie, gata, nu mai este. Cum așa? Poți citi? Da, poți, te vin în coace în fața magazinului, când ai intrat, n-ai văzut tăblița, tăbliță mare scrie acolo. Îl ia pe omul celălalt care era liber, dar să cotea sclav. Îl ies, uite, în fața tăbliței și începe a citi și începe a plânge în hohote. Începe a plânge și spune, wow, eram liber, dar eu nu știam. Eram slobă, dar eu nu știam. Ce-o trebuie sclavul ăsta ca să fac? Să citească doar, să citească și să vii la cunoștință, să vadă și trimească, să nu se mai întoarcă. Dacă se întoarcă acolo și ei hanele și mai are și ducă mai departe, că e liber, e liberă. Și Domnul Iisus Hristos, uite, în lumea asta, a venit pentru cine? Pentru cei? Bolnavi, cei care au nevoie de doctor, de doctor, așa, de vreau să spun că toată lumea este bolnavă și zace în cel rău și toți au nevoie de doctor ca să vină ce boală păcatului. N-au nevoie de doctor doar cei care nu sunt săraci în duh, îi socot neprihănirea lor personală, așa cum spune Pavel, că aveam o neprihănire a legii, care mi-o dă lege, dar toate astea le socotic ca un gunoi. Și-a spus că eu alerg și caut credința care scapă prin neprihănire și vreau cu orice chip să ajung la... învierea morților. Asta era, dacă Pavel a avut așa o neprihănire personală și o socotită ca un gunoi, ca o pierde și o căutat credința, o căutat neprihănirea care stă prin credință. Și vedem ce viață viitoare a dus Pavel. Cu atât mai mult, dacă astăzi încă ești rob și astăzi Duhul Dumnezeu îți explică și îți arată că are un decret de eliberare pentru tine și e făcut cu 2000 de ani în urmă. Și astăzi, Domnul Iisus Hristos, fiindcă e plin de dragoste, stă cu decretele este probabil sub țoară, câte o copie de fiecare, și stă și în biserică, și stă și pe ulițe, stă și prin școli, stă ori și unde, prin copilul și vrea să-ți dai decretul și să aduce decretul. Uite, ești liber, aici scrie liber, prin jertfa mea, prin sângele meu, ești spălat, ești curățit, ești primește, măi, nu trebuie bani, nu trebuie să te tări în genul, nu trebuie să faci ce și facem eu.
Așa am fost învățat, mergeam pe la mănăstiri și nu n-aș mai face așa lucru, chiar de curiozitate să-l fac. Nu mai spun numele mănăstirii, aveam un cimitir mic în spatele ei și mormintea, sfinți, presfinți, așa mai departe, și trebuia ca după testamentul ăsta de piatră, piatra asta care deasupra de mormânt, să te pui așa pe burtă, pe o coasă, să bagi mâna cât ajunge acolo, că era toată țărâna, toată era deja luată de cineva. Tot s-o dus de mine acolo cu căuși palmii și scotem de acolo, poate era vreun șarpe să mă muși, nu știm, că în cimitir bagi tu mâna acolo unde sunt oasele, scauși țărâne, scotem țărâne, punem în pachet, ducem acasă, împresuram împrejurul casei ca să fim protejați de duhuri necurate, ca să ne meargă bine, ca să fim sănătoși. Nu asta vrea Domnul Iisus Hristos de la noi. Nu vrea închinare la sfinți, de exemplu. Sfinți, mai ales la moaște, care au murit pentru Domnul Iisus Hristos, care au murit cu moarte de martir. Vedea martirul și ala mă ușii, o slăvit să fie Dumnezeu și bravo lui, el a fost atât de credincios cu mers până la moarte pentru Domnul Iisus Hristos. El și-a arătat credința lui autentică, l-a mărturisit pe Iisus Hristos spre moarte. Bravo lui! Dar poate el să contrazică Scriptura? Poate el să contrazică Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, unde spune că nimeni altul nu este dat, nu este mântuirii, decât în alt nume decât în Domnul Iisus Hristos, 4:12, Faptele Apostolilor. Poate El să schimbe Scriptura, poate El să adauge la mântuirea ta. Alții spun că Fecioara Marie, slăvit să fie Dumnezeu că a fost așa o femeie, fericită Marie o numește Biblia, mama Domnului Hristos, un vas de cinste din care s-a folosit Dumnezeu, s-a folosit Dumnezeu ca să întrupeze Domnul Iisus Hristos prin ea, a fost Maica Domnului. Dar ea a fost o femeie de care s-a folosit Dumnezeu. Ce poate să aducă ea la mântuirea ta? Ce poate să adauge ea la mântuirea ta? Spune că prima minune care a făcut-o Domnul Iisus Hristos la nunta din Cana, când trebuie să facă minunea aceea, Domnul Hristos, foarte interesant, Maria, femeie înțeleaptă, spune la toți care erau acolo, păceți tot ce vă spune El. Păceți tot ce vă spune El, se referă la Domnul Iisus Hristos. Și ce spune Domnul Iisus Hristos prin tot cuvântul Lui, în ansamblu să-L luăm așa? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și nimeni care vine la mine nu îl voi izgoni afară. Toți îi primești, pentru toți are iertare. Eu am primit iertarea, mare majoritate de aici, cred că toți ați primit iertare. Foarte simplu, crede în Domnul Iisus Hristos, schimbă-ți stăpânul azi, astăzi, primește-l din toată inima, îți va duce o bucurie, din că astăzi te gândești că dacă mă scut la noapte și nu mă scol, te îngrozești că te apuc, te gândești la moarte, te gândești la judecat, oare ce va fi. Dacă mergi în mașină și vezi că derapează, o leagă pe ghețuș cum e acum afară, sau în alte situații, oare dacă mor ce se întâmplă? Vine totdeauna grozăvia asta care vine, păcatul care stă peste tine. Dar când primești Duhul Dumnezeu, când ești, experimentezi naștere de nou, nu mai vine așa ceva. Mi-aduc aminte și un accident când am fost cu fratele Tudor, asta am dovedit să spun un gând. Doamne, primește sufletul meu. Asta am dovedit să spun. Nu m-am mai gândit la soție, nu m-am mai gândit la copii, nu m-am mai gândit la ucenici, la lucrurile. Asta am spus. Până aici au fost. Cam rușinos, așa, într-un seminar, măcar s-a fost la evanghelizare. Da? Ce să fac? Am dovedit să mă gândesc, Doamne, primește sufletul meu. Asta e gând așa de om născut din nou. Gând de om care orice nu s-ar întâmpla, el e gata, el merge pentru Iisus Hristos. Nu că totdeauna orice se întâmplă dacă mor. Scapă de asta. Domnul Iisus Hristos are har și pentru tine și pentru toți. Dar în curând harul ăsta de la neamul să va fi luat. Profită de ocazie și crede în Domnul Iisus Hristos. Amin.